Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 9 și 11, e marți, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Suntem foarte aproape de primele alegeri din acest an, cu 4 rânduri de alegeri. Și în multe dintre sondajele de opinie rezultă că aproximativ 20% dintre cei care spun că se vor duce la alegeri, fie că sunt oameni foarte tineri sau mai puțin tineri, preferă să voteze sau vor prefera să voteze cu AUR. Asta este o surpriză și cred că jurnaliști și ca în calitate de cetățeni, cel mai rău lucru pe care putem să-l facem este să ne încadrăm în filozofia de război civil, adică noi contra ei, indiferent care suntem noi și indiferent care sunt ei. Apropo, fac o excepție de la formatul clasic al rubricii și recomand din inimă un film care a apărut recent, inclusiv în România, se numește Civil War, Război Civil. Este o distopie, o reprezentare a unui viitor foarte, care este aici, practic, despre cum ar arăta un război civil aproape în orice țară civilizată a lumii. Cazul concret este, este Statele Unite ale Americii. Este un film care poate fi văzut de către oricine, deși are scene violente, dar dincolo de asta este un film care arată până unde poți ajunge în momentul în care tu tragi cu arma în ceilalți, fără să mai știi exact cine a început, de ce se trage și cine pe cine împușcă. Logica de război civil, la un alt nivel evident, dar care pare foarte apropiată de fapt, adică nu durează mult din momentul în care nu ne mai înțelegem și nu ne mai respectăm și ne agresăm unii pe alții în o mie de forme, până ajungem să tragem unii împotriva altora. Cam asta spune filmul și e culege ceva din senzația pe care o avem cu toți. Bun. La Hot News am încercat următorul lucru. Să căutăm pe cineva care a intrat relativ recent în AUR, care are o poziție importantă, în sensul că i s-a propus ceva important, să-l întrebăm de ce a făcut asta. Și colegul meu, jurnalistul Dan Popa, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști pe zona economică din România, l-a căutat pe un expert, se numește Cătălin Ghinăraru, este unul dintre experții cei mai bine apreciați pe zona de muncă și protecție socială. Este unul dintre experții parteneri de dialog ai Comisiei Europene în procesele de modernizare ale forței de muncă din România. Este directorul Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul muncii și protecției sociale, Institutul Public de Cercetare. Și unul dintre oamenii pe care Comisia Europeană, când are nevoie de perspective, cifre, proiecții legate de piața muncii din România, îl caută și vorbește cu el. Și l-am întrebat colegul meu, de ce intră? Era intrat în AUR, mai mult decât atât. Este în guvernul din umbră, cum se numește într-o democrație, guvernul pe care partidele din opoziție îl formează ca să-l arate cumva cetățenilor. Uitați cine sunt specialiștii noștri, deși nu s-a aflat lucrul ăsta, dar în mediul economic e o rumoare economică foarte puternică pentru că omul ăsta a intrat în AUR. Deci, deși nu s-a aflat, este omul căruia George Simeoni a propus să preia Ministerul Muncii, dacă într-o formă sau alta ei vor participa la guvernare în urma alegerilor din 2024 sau în alte alegeri. Și, realmente, am fost curioși să prezentăm oamenilor cum arată cineva, un expert recunoscut și apreciat în domeniul lui, cum explică faptul că a intrat în AUR. De pildă, colegul meu l-a întrebat cum de intrați într-un partid unde oameni cu funcții de conducere importante au poziții care, potrivit unei înțelegeri comune europene a lucrurilor, sunt contrare drepturilor și libertăților cetățenești. Și era și exemplul ăsta. Legat de recent, Claudiu Târziu, care este președintele Consiliului de Conducere al AUR, a spus că sunt o masă de scelerați cei care au decis că avortul este un drept fundamental. A fost un vot la nivelul Parlamentului European. Și foarte interesant este că multe dintre pozițiile acestui specialist, Cătălin Ghinăraru, sunt împotriva pozițiilor ideologice exprimate de majoritatea dintre conducătorii AUR, nu vorbim acum despre electorat, că nu identificăm oamenii cu felul în care votează, ci pur și simplu despre cei care conduc partidul și care au datoria să-și explice ideologia.
Da. Adică întrebat concret, credeți că e normal să... Adică credeți că femeile au dreptul la avort? El a spus foarte clar că dreptul la întreruperea de sarcină este un drept individual, da, al femeilor, al oricărui om. Și oricât am încercat aici să venim cu valori de tip colectiv, lucrul ăsta, da, de a limita dreptul la avort, contravine spiritului democrației liberale, a spus expertul. Foarte interesant cum se potrivește că un om care gândește... De asemenea, este un pro-european convins. Deci a intrat în România ca să lupte împotriva lor din interior. Nu cred conform vechi expresii, nu? Are poftim? Conform vechi expresii, conform nu? Conform vechi expresii, da. Revin la această expresie că e interesantă. Am citit la un moment dat un interviu pe care l-a dat Andrei Pleșu. La începutul anilor 90 exista o luptă cumplită între intelectualitatea din România, dreapta românească intelectuală și FDSN la vremea respectivă, nu? Uh-huh. Partidul Ion Iliescu. PDSR, cum se numea. Bun. Și la un moment dat a venit marele liberal și gânditor și dizident polonez Adam Micinic în România și l-a întrebat pe Andrei Pleșu: voi de ce nu intrați în partidul ăsta dacă e atât de mare și de puternic și va câștiga alegerile? Și Pleșu a încremenit și l-a întrebat de ce pe Adam Micinic, care este o piatră de unghiulară a filozofiei anticomuniste din Europa. Nu putem, că ei sunt comuniști, a spus Andrei Pleșu, și Micinic a spus: păi, tocmai că sunt, intrați dacă sunt atât de puternici și încercați să-i schimbați. Și Andrei Pleșu povestea peste ani cât de uimit a fost de această perspectivă. Apropo de Europa, și el spune în interviul ăsta din Honci, că noi publicăm astăzi, niște lucruri extraordinare. Spune efectiv cât de mult a fost ajutată România de către Europa. Nu mai câți bani au intrat, câte și au fost reformate. Ok, și atunci cum explică? El spune că nu există o incompatibilitate, în opinia lui, asta, între ce numește curentul suveranist din toată Europa, inclusiv cel din România, și integrarea europeană. Da, o să aibă o surpriză. Da, e o surpriză, dar am spus că este... Mi s-a părut foarte interesant. Poate face un experiment antropologic, nu știu ce să zic. Bun. Sunt aici ca să prezint, pentru că cititorii, în momentul ăsta... oamenii care ascultă Europa să nu pot citi înșiși interviul, dar poate o să fie curios să-l citească. Dacă ar fi fost cu adevărat serios, intra în partidul SOS al doamnei Șoșoacă. Acolo putea să descopere că nu există incompatibilități, mă gândesc. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Din păcate, nu mai avem timp. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.